În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preasfințiile voastre, dragi părinți, iubiți frași, scumpe surori, slăviți să fie Domnul. Evanghelia de astăzi, pe care cu toții am auzit-o acum, ne aduce aminte de judecata lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi, iubiți credincioși, ascultând această Evanghelie, ne-am simțit stând în fața lui Dumnezeu și a conștiinței noastre, a mustrării de conștiință, pentru că am greșit mult în fața Domnului. Și Domnul, prin dragostea Lui, prin mila Lui, de fiecare dintre noi ne iartă și ne cheamă la El. Iubiți credincioși, acesta va fi ultimul cuvânt pe care Dumnezeu o să vi-l spune. Precum desparte păstorul oile de capre, așa va despărți Dumnezeu pe cei buni, pe cei răi. Celor de-a dreapta Dumnezeu le va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea veșnică. Celor de-a stânga le va zice, duceți-vă de la mine, blestemaților, că nu vă cunosc pe voi. Rugăm pe Dumnezeu astăzi și aici pe pământ și acolo sus în cer să ne izbăvească de focul cel veșnic. Pentru că frumoasă chemarea lui Dumnezeu care ne cheamă pe fiecare dintre noi. Căci nu voiește moartea păcătosului să întoarcă ca veșnic să trăiască. Dumnezeu vrea salvarea întregii omeniri la tot pământul, ca să ne întoarcem la El, ca să-L iubim, ca să-L slujim cu adevărat. Și iată crezul care se termină cuvintele și care pentru fiecare dintre noi viața aceasta de pe pământ, când spunem, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Deci cu aceasta, iubiții mei, frați și scumpe surori, pentru aceasta venim spre Dumnezeu, la Sfânta Biserică, că așteptăm acea înviere, așteptăm acea viață veșnică care este la Dumnezeu. Și iată ultimele cuvinte pe care Dumnezeu astăzi ne le spune. Am fost flământ și mi-ați dat ca să mănânc. Am fost însetat și mi-ați dat ca să beau. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Străin am fost și m-ați cercetat. În spital ați venit la mine, în închisoare. Și atunci tu vei spune, când, Doamne? Fiecare se va întreba, când, Doamne? Și Dumnezeu va răspunde, ce ați făcut uneia mai mic de-al meu, mie mi-ați făcut. Și apoi se uită la ceilalți și le spune, flământ am fost și nu mi-ați dat ca să mănânc. Însetat, nu mi-ați dat să beau. În spital, în închisoare, n-ați venit la mine, nu m-ați cercetat. Străin am fost și nu m-ați primit. Când, Doamne? Ceea ce n-ați făcut unui mai mic de-al meu, mie nu mi-ați făcut. Deci, vedeți, iubiți credincioși, cât de mult trebuie să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele. Cât de mult Dumnezeu ne îndeamnă la iertare, la dragoste, ca să facem ceva pentru cer. Spune de multe ori cuvântul lui Dumnezeu că dacă poți să faci un bine și nu l-ai făcut, oare nu-i păcat? Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să pui bunătate în inimile noastre, în sufletele noastre,
Că atunci când vei sta la masă să mănânci, să-ți aduci aminte de Domnul Iisus, care va veni să judece lumea aceasta. Și tu, dacă vei face numele Lui, din ostenii, fapte bune, vei ajuta pe cel de lângă tine, vei ierta pe toți cei care ți-au greșit și Dumnezeu te va ierta pe tine. Iubiți frați și scumpe surori, milă, milă voiesc, milă va birui și judecata lui Dumnezeu. Chiar dacă după faptele noastre Dumnezeu ne-ar pedepsi, mila Lui ar birui și în clipa aceea să-L chemăm pe Dumnezeu, să facem ceva pentru Dumnezeu și să lucrăm cele sfinte, după cum ne învață Cuvântul Lui Cel Sfânt, ca să nu ajungem acolo în focul veșnic, pentru că toată lumea va fi judecată și într-o clipă, frații mei, Dumnezeu doar atât va fi judecat al Lui. Duceți-vă sau veniți. Veniți binecuvântații Tatălui meu sau duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor săi. Focul veșnic n-a fost pregătit pentru tine, omule. Pentru tine Dumnezeu a făcut raiul. Pentru tine Dumnezeu a făcut totul frumos ca să fii fericit. Însă noi am greșit, am căzut din har, am păcătuit în fața lui Dumnezeu. Și astăzi El ne cheamă pe toți ca să ne întoarcem înapoi la El. Iubite suflete, dacă doriți ca judecata lui Dumnezeu să nu fie pentru voi, ci pentru diavoli, cei care vreau moartea, venirea noastră, care vreau pierzarea noastră, dar tu, omule, care Dumnezeu ți-a dat chipul cel mai frumos, după chipul și asemănarea Lui, de ce vă sunteți chipuri dumnezeiești, pe care Dumnezeu v-a dat tot ce a fost mai frumos, mai scump și drag? Și dacă ai găsut omul de Dumnezeu, a venit pe pământ după tine. Noi ne-am dus de la Dumnezeu, noi am ieșit de la El, dar El a venit în căutarea noastră, pentru că Dumnezeu îți vrea mântuirea ta, îți vrea binele și chiar la trebușata judecată, iubite suflete, Dumnezeu nu va căuta cu ce trebuie să te pedepsească, ci va căuta ceva în viața ta, ceva bun. Dacă ai făcut milostenie, dacă ai făcut ceva frumos în fața Domnului și mai ales dacă ai iertat pe toți. Și vă rog și vă îndemn, mai avem o săptămână până Sfântul și Marele Post. Duminica viitoare va fi Duminica Iertării. Strătuiți-vă, dragii mei, chiar dacă vă doare tare în suflet, chiar dacă vă răniți cineva tare, încearcă să poți îmbrățișa, să-L poți săruta și să-ți ceri iertare. Vei fi cel mai fericit om. Și atunci, cu adevărat, dacă vom ajunge și vom intra în Sfântul Post, vei fi cu inima liberă de tot ce este rău în jur. Vei primi pacea și dragostea lui Hristos, care nu te va lăsa niciodată. Vă încredințez pe toți în brațele Domnului și te rugăm, Doamne, pentru că și azi stând în fața Ta, te rugăm ca și atunci când va fi ziua aceea mare, când Tu, Doamne, vei rânduie la judecata Ta, ajută, Doamne, toată omenirea, toată suflarea de pe pământ să te vadă pe tine și cu tine în veci de veci să rămânem acolo în veșnicie. Amin. Я душі, я цього помишлення нашого цього.